Ok, Cristina. Ne vedem astăzi. Da. Să lucrăm pentru Tori. Da. Avem mami cu noi. Da. În Skype. Citesc punctele. Curățare standard. 2. Cine este? De unde vine nume astral? 3. Dacă are karmă cu familia? 4. Este atras de jocurile pe calculator? Nu dependent din cauza restricțiilor. 5. Ce are partea lui subliminală să-i transmită? 6. Ce este potrivit pentru el să facă în viața aceasta? 7. Gentuța de ieșire din Matrix. 8. Transmiterea informațiilor. Ok. Încep inducția, Cristina. Da. Simți cum corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult și simți cum picioarele tale se îngreunează și cum această greutate urcă până la genunchi, pe coapse, până la bazin. Simți cum coloana ta se îngreunează. Abdomenul este greu. Pieptul este greu. Mâinile grele, capul greu. Acum, numărat de la 1 la 3, la 3 al meu, cauți și te conectezi telepatic cu partea subliminală a lui Tori. 1, 2, 3. Suntem într-un război stelar. Așa. El se numește Nelnuk. Da. Nelnuk se numește. Este într-o navă draconiană. Și sunt loviți de mari blonzi. Da. Deci le iau prizonierii. Da. Sunt trupați, cum ar veni. Au un fel de trup, da? Da. E dezastru acolo, pe, în lumea lor. Da. Suntem în... Lângă o constelație dragonul roșu. Este în stânga portalului Kelmer, în constelația Boar, Bhoar, pe unde se pleacă, se iese în altă parte din galaxie și ei sunt preluați de mari blonzi. Da. Sunt destul de mulți. Câți? 48.000 de prizonieri îmi vine. Nu sunt mai multe nave. Ah, mai multe nave. Da. 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 I-au lovit din două flancuri. S-au aliniat cu draconienii și cu reptilienii. Și au lovit. Deci îi transportă, îi duc. Da. Îi duc pe un asteroid care n-are viață, este mort, se cheamă Sibe. Da. Au baze acolo. Bazele marilor blonzi? Da. Încearcă să-i transforme. Sunt de două feluri arcturienii. Normal,
Ei sunt finuți, așa și umanoizi. Dar mai Deci sunt... ei ce sunt? Unde e partea noastră subliminală? Ce rasă sunt? Arcturieni? Da, arcturian. A, și sunt loviți de mari albi, draconieni și reptilieni. Deci sunt deja captați de alții. Aha. Deci sunt în nave. În navele draconiene, ai zis. Draconieni și mantizi. Aha. Pe de o altă facțiune de draconieni este aliată cu... Cu reptilienii și cu marii albi. dragoni. Cu Ah, cu dragoni. dragonii roșii și marii albi. Ok. Dar ei erau arcturieni, da? Peste un partea noastră Erau subliminală. deja prizonieri. Da, ah, erau deja Deci este prizonieri. un transbord de prizonieri de la o alta. Așa, deci ajung pe asteroidul Sibe. Da. Aici încearcă să-i transforme, să-i hibrideze. Da, bineînțeles, după adaptare, în parte, îi cum ar veni, în parte pe categorii, ce și cum pot, da? Da. Și începe un fel de probă, de hibridare, cum ar veni. Îi se lasă să facă contracte, sunt lănțuiți toți, energetic, nu Da. fizic, dar nu se pot mișca în fizic, cum ar veni, da? Le spun că, gata, trebuie să iasă din aceste corpuri. Ele nu vor mai fi compatibile mult timp dacă nu se accepte transformarea. Sunt foarte dureroase transformările astea pentru ei, ca și corpuri fizice. Da. Ceva foșnește ceva. Da, foșnește, dar nu știu unde, că la mine nu, eu am crescut la tine. Foșnește la solicitanta noastră, închis microfon. Eu nu mișc nimic? Păi se aude, nu cred. Da, așa mi-arată, microfon închis. Acum nu știu. Mai fi în altă parte? Unde în altă parte? Deschis alt device la solicitanta noastră? Știu, în fine. Ok. Iau partea, partea subliminală și ies de aici. Da. Și așa mai m-am deconectat. Suntem într-un portal, da? Ia Da. s-o ating Da. Și s-o identific. Da. Da, ea este. Cer voie să lucrăm cu ea și pentru ea în această sesiune. Spune că da, bine că am scos-o de acolo. Ea, A, ea retrăia evenimentele, da? Dar e bine câteodată ca partea subliminală, da. Chiar dacă doare sau este groaznic, să retrăiască evenimentul. Ca pe viitor să mai facă aceleași trăznești contracte câteodată. Adică e ca o lecție. Da, da. Nu că vreau eu să dau lecții, își dă ea singură lecții, da? Deci ați ieșit de acolo, da? Da, spune că are încă vie în memorie lucrul ăsta, da? Și mai spune partea subliminală, care pare să are foarte multe de spus, da? Da. Așa mai spune partea subliminală că a mai avut o încarnare în țara aceea care se află. L-au dus mari blonzi. Spune, de fapt, nu numai una. Spune, sunt cinci mărgele, cinci încarnări acolo, da? Da. Și spune că, practic, determinarea... ca să meargă acolo a fost și pentru el. Ea se aude. Da, se aude, nu știu ce fâșie. Asta nu înțeleg. Ia uite-te, Adi, vezi dacă e închis microfonul. Fâșii tu ceva pe acolo? Nu, nu fâșie nimic. Eu pe conexiune nu văd nimic, este un microfon deschis. Da, e un microfon deschis. Nu, ori nu-i funcționează microfonul. Apare că e închis, da? Arată că e închis. L-a deschis și s-a închis. Uite. Dacă nu mai este vreun alt device care stă pe Skype, pot să stea doi pe Skype, pe două device-uri? Da, când sun la cineva, se deschide practic pe toate device-urile care sunt conectate la internet. Da, zice că nu are. Să închidă, merge Adi și închid, spune dacă sunt copiii pe vreun device, s-a deschis Skype-ul să verifice, da? Mergi tu și spune. Hai
de când m-am deconectat iar. Da, te număr eu, Cristina. Da, uite, deci am deschis un microfon. Nu se poate așa. Nu, s-a dus să verifice, Cristina. Așteptăm un pic. Deci e deschis un microfon. Am pierdut energie pentru jumătate de sesiune. Da. Și trebuie să iasă toată lumea, să închidă toate device-urile din casă. Adi, închideți toate device-urile. Nu se mai aude nimic, văd acum. Deocamdată. Da. Da, cred că a fost un device deschis, pentru că văd că nu se mai aude. Se aude. Se aude. Da, se aude. Se aude cum se așează pe scaun, deci aud tot. Înseamnă că nu merge microfonul de aici, Cristina. Știi ce facem? Ieși de tot, iese Adi de tot și rămânem noi și continuăm sesiunea, Cristina. Da? Deci ești din Skype și la sfârșit îți pun sesiune. Păi nu funcționează microfon. Acum ai microfonul deschis, Adi. Deci ai închis camera, dar ai rămas cu microfonul deschis. Închide de tot, ieși de tot din Skype. Nu, nu a ieșit. Închide Skype-ul. Adi, închide Skype-ul. E microfonul deschis și rămasă bolină. Te rog să ieși din Skype. Nu știe. Dar poate s-a blocat și nu poate. Da, nu știu. Acum dacă începem și iar s-aud fâșit. Nu se poate așa, Eleona. Păi nu putem, asta spun. Nu mai iese informația cum trebuie. Adi, trebuie mă să înțelege și pe mine. Skype-ul. Te rog, ieși de tot din Skype. Este un buton care apeși să ieși. Nu? Acum ai intrat. Deci acum închizi butonul roșu. Ai un buton roșu. Închizi pe el și ieși din Skype. Gata. Ha, a ieșit. Ok, Cristina, număr de la 5 la 1? Da. 5. Pa. Acum voi număra de la 1 la 3, iar tu, Cristina, intri în scenă de unde am ieșit. 1, 2, 3! Da, sunt într-un portal cu partea subliminală, da, pe care am identificat-o, da? O să trebuiască să ne aduci un prezent. Ok, număr de la 1 la 3, la 3 al meu sunteți aici. 1, 2, 3! Și acum... Da. Deci am identificat partea subliminală. Da, am văzut o parte din peripețiile. Da. Ei niște memorii care revin în mod ciclic, îmi spune. Așa, deci acum mă uit la corpul energetic. Are un fel de mască de reptilian pe față. Da. Deci parcă o mască din acelea de la carnaval de la Veneția, dar în forma de față reptiliană, da? Da. Ca și cum și-ar pune-o și și-ar lua-o, da? Această mască este temporară, dar oricum, deci cineva supraveghează această mască. Da. Da? Deci intră într-o conexiune, se află reptilianul în sfera energetică. Sunt și două ființe din acelea, din Marii Blonzi.
Așa, dar nu sunt din acea plasticați, parcă vin de acolo, din război, unde au fizicitate, din trecut, înțelegi? Deci sunt subțiri și longilini și au fețele ovale. Și nu sunt bărbați și femei, sunt doi bărbați. Unul mai înalt și unul, să spunem, cu jumătate de cap mai scund. Au niște costume albe, orbitori de alb grit strălucitor, parcă sunt metalice, da? Și unul dintre ei are ceva în mână cu niște cabluri, ca și cum a scos o conexiune de la partea subliminală, știi, și s-ar pregăti să plece, dar nu pot părăsi ringul. Da. Ai zis ceva și mantide sau parcă nu? Nu, a spus că lumea lor arcturiană era lovită de mantide. Da. Deci, ok. Hibridaseră o porțiune din populație acolo. Ca urmare, generațiile noi atunci, deci, se transformă și ei nu mai sunt așa longilini, știi? Foarte lungi și fața îngustă și longilin. Aveau și înăltuți, da? Deci, sunt ca și cum ar exista două rase concomitent, acum era. Cei hibridați și cei nu. Cei hibridați devin mai scunzi și mai negricioși, da? Și cu ochii oblici. Un fel de mongoli chinezi. Cum să spun, deci și închiși la piele. Nu da. Gălboi, mai închiși la piele. Cu părul drept. Negru. Da. De când ceilalți au părul blond, auriu, original. Da. Așa, și ei știau că sunt, au lăsat hibridați cu bună știință sau nu înțelegeau ce li se întâmplă? Deci au fost un război și au fost contaminați de reptilienii, cum să spun, își luau cetățenilor și duceau, n-au făcut hibrizi acolo local, de când mantidele s-au instalat, ca și aici, pe Terra, știi? Și lucrau dintr-o dimensiune. Lucrau pe ei, lucrau foarte mult, au hibridat foarte mult acolo, da? Da. Solicitantul nostru, deci, este din prima generație de arcturieni cu trăsături mongoloide, da? Și ei preluau acești suflete cu corpuri hibridate, da? Deci nu sunt entități n-ai bă nimic pe dinăuntru. Și deci vreau să insereze în lumi noi, da? Populeze în lumi noi care s-ar fi subordonat inteligenței mantide, da? Așa, deci pe drum am văzut că au fost văzut ce s-a întâmplat, da? Deci, practic, scopul acelui război nu era pentru teritoriu, nu era pentru nimic, ci pentru preluarea prizonierilor, da? Care deja aveau corpuri hibridate, da? Deci, erau transformați și am văzut că procesul continuă și Mari Blonzi încearcă să le dea, deci să le mai transforme, să le dea, să-i oblige să adereze la la încă o schimbare, care am spus că era foarte dureroasă, da? E bine, în momentul, uite, anulăm contractul inițial aici. Da. Deci, pentru că am prins iarăși conexiunea punctul, în momentul când îi se propune ca să fie hibridat de către Mari Blon, să spună că nu. Nu este de acord. Este o esență liberă și nu dorește nimic. Da. Așa. Și acum lăsăm, blocăm acolo, nu ștergem deocamdată linia. Așa, mai este încă o hibridare înainte, da, mantidă. Aia mantidă, așa, da. Da, așa. Și o interferență înainte, da? Și, da? Deci mă întorc cu partea subliminală când ne-am uitat de aici încolo, știi? Cum ar veni. Ne întoarcem informativ, informațional vorbind aici, da? Da. Așa. Ceea ce s-a schimbat, dar nu au mai dispărut este... Mari Blonzi? Da, au dispărut... Doi, aia doi. N-au dispărut Mari Blonzi pentru că am înghețat linia. Nu Da. Așa. Da. Este mai, cum să spun, mai luminos și cred că mai bine conștientizat. Adică asta a dispărut. Da. Da. Spune că da. Hai să vedem corpul energetic, Cristina.
ce mai are. Deci interferențele am văzut, implanturi, energie, emoții. Are aici în capul pieptului, deci în deasupra plexului solar, în stern. Da. Așa, deci are un fel de piatră, să spunem. Ar putea semăna cu un safir. Da. Știi că este esență stelară, da? De Arcturienii la sunt, Arcturi, da. Da, sunt semințe stelare, da? Da. Deci, fii atent că sămânța stelară nu are nicio treabă cu mâncarea din 3D. Da. Și cum înțelegi, deci întotdeauna o sămânță stelară va fi Probleme, foarte... va avea probleme Da, deci n-au cu nicio treabă alimentația. cu, da, cu alimentația de tip de asta, da. Deci ei acolo se hrăneau, cum să spun, cu un fel de energie condensată, nici de cum. Deci două feluri, unul care ar fi fost energie și unul care ar fi fost un fel de energie lichidă, știi? Da. Adică ceea ce reprezintă în lumea noastră apa sau mâncarea, știi? Da, Apa da. și mâncarea. Deci întotdeauna va avea probleme, Cu oricât ar hrana. fi de adaptat și chiar dacă este într-un corp terestru, da? Deci practicul, sufletul ca și esență creată într-o lume, să experimenteze într-o anumită formă, păstrează niște caracteristici pentru totdeauna, da? Și îți dai seama că refuzul de, cum să spun, substanțelor de origine animală, de orice fel și chiar ar unor plante pe care, Vegetale, plante. da, pe care le simte, cum să spun, că nu sunt de bună calitate, au informații negative în ele. Adică sunt și plantele hibridate, doar știm. Câteodată sunt hibridate cu hormoni animali Da. sau chiar umani. Așa. Deci și normal că apare situația asta de respingere. Ca urmare, zona asta plexului solar este ca și cum ar fi învelită de niște raze subțiri, ca niște gheruțe care se extind, niște extensii se duc în jos, se duc în părți. Așa, și mai are un fel de plăcuță ca o telecomandă din acea foarte finuță, Da. lamelară, așa Da. subțire, exact în partea din spate, unde se începe practic craniul. Da. Este în formă de U, așa, și este prins în două porți și are în mijloc o inserție, o chestie neagră care, nu știu, parcă este de forma unei litere dintr-o limbă necunoscută, ca și cum ar fi marcat. Un blazon, un ceva, nu știu ce Da, cum să-l ca și cum numim. este marcat de o Da. rasă și apare întotdeauna implantul ăla. Da. Deci, da, aparține marilor blonzi. Este Aha. marca lor. Marca lor. Da. Marca lor. Sunt, Da. spune, trei tipuri de mari blonzi și ei, da? Da. Deci, practic, vezi tu că și planetele lor au suferit succesiv interferări treptate, ca și la noi, că sunt mai multe rase, da? Da. Da. Ok. Mai vezi altceva din astea? Da. De la coc ce Implanturi. spunește, un fel de coadă de crocodil, pare electrică, da? Da. Care atașa și detașa, nu este una cu corpul energetic, da? Se vede Da. clar că este pusă, da? Da. Aparține atât, deci este conectată și rasa blondă, mari blond și reptilianul, dar e mai mult pentru reptilian, da? Este un fel de implant de primire, distribuire energie și direcție. Cum este coada la un animal, Da, înțelegi? care îi dă, o folosește în deplasare, da, menținerea. Așa. Ca și energii, emoții, vreau să spun. Sunt foarte multe emoții ca niște suluri, înțelegi? Ca și cum ai împacheta o șuviță de hârtie strâns așa în spirală și ieșit un pic miezul, știi? Așa arată. Deci sunt multe, ca și cum sunt așezate, aruncate acolo, cornete multe.
Sunt practic energii de același tip care nu s-au unit între ele, emoții, știi? Deci se pare că cele primite din altă parte le magazinează cumva. Pentru ei, spun. Pentru ei, spune partea lui sublim. Pentru ăștia. Da. Păi atunci să începem să facem un pic de curățenie, nu? Să scoate emoțiile care nu-i fac bine, da, pe joasă frecvență. Da. Deci am menținut asta ca partea subliminală să înțeleagă da. Ce îi provocau, ce blocaje dădeau, ce făceau, pentru că dacă ștergeam pur și simplu contractul și ea cu o nouă conștientizare nu-și vedea linia în sine, ei ar fi putut veni, i-ar fi schimbat optica din care sunt priviți și s-ar fi putut ereja în ceva salvator, înțelegi? Da, da, da. Dat fiind că au un aspect destul de plăcut cum arată aici. Da. Deci sunt ca niște nordici din aceea de mult, mult longilinizați, știi? Da. Așa. Și deci ființele astea pot păcăli lesne așa cum arată. Deci îi poți lua drept ființe luminoase de nu știu pe unde, din imediat. Așa. Deci, să scoată emoțiile de joasă frecvență pe care le adunau ăia. Da. Și mai este un implant în inima energetică, este un implant Xados. Ce asta? Este implant pus de rasa lor. În momentul Aha. Când a fost contaminat și hibridați, da? Da. Un fel de înfundare a emoțiilor primordiale care ar fi putut face schimbări bruște de nivel energetic. Adică a fost inhibate ce aveau ei, trăsăturile lor de bază. Da. Să scoată toate aceste implante. Da. Toate să le scoată. Orice găsește. Emoții, energii negative. Să umble la programe, să le scoată programele lor. Să smulgă conexiunile cu programele lor în corpul mental. Chiar dacă o să modificăm la sfârșit și înlocuiește cu codurile de lumină. Deci trebuie să o fac acum ca să poată discerne și înțelege da. Situația lui. Deci este făcut, vezi, deci s-a lăsat, cum să spun, nu poate să primească răspuns la emoții, da? Dar ea ca și poate, și dacă ea nu primește răspuns la emoții, ceea ce emite nu știe cum și unde se duce și ce atinge și ceea ce provoacă, da? Deci în mod normal, când ai o conexiune energetică normală, tu ai emis, de exemplu, o stare de bucurie, da? Tu percepi imediat, în mod automat și natural, fără să-ți dai seama, practic, în corpul fizic l-ai bucurat și pe celălalt sau pe ceilalți din jurul tău, că a luat din... Deci Bucuria care ai au transmis. Urcat pe treapta ta energetică, da? Din moment ce el are stopat această capacitate de fuziune, da? Așa, atunci nu știe ceea ce provoacă, așa că prefera să le stocheze ca acele cornete pe care le-am descris. Da. Deci are ADN emantid, da. Așa, la care mai târziu vor veni și bineînțeles că vor recolta material biologic pentru că este cumva și un hibrid al lor, da? Da. Așa, a avut un fel de ADN, de fapt, un înveliș a unor locuri lipsă, înțelegi, între telomeri. Un fel de capace energetice în care era pus ceva specific lumilor, a marilor blonzi. Are și un pic de ADN reptilian, da. Infim, e 0,21%. Așa, are și ADN terestru, i-au pus destul de mult. Da, dar pentru că nu se adapta. Da, da. Deci i-au mărit doza, da, înțeleg? Da. Așa, și practic ADN-urile astea, deci
Numai se curentează, da? Uh-huh. Este ca și cum lanțul lui de ADN eteric este format din secvențe Da. care foarte puțin nu sunt legate într-una, Sudate. dar sudate, perfect, da? Asta ce producea? Ce Incapacitatea de a se conecta cu toată informația, da? Este ca și cum înțelegi o frază, numai Da. un atribut și predicatul, da? Subiectul și ce mai este în frază nu există. Și deci, în concluzie, fraza nu are înțeles. Atunci să scoată afară, Cristina, tot din ADN, tot ce nu îi aparține. Da, și să-și reclame tot ADN-ul acum și aici, da? Să se adreseze și acestor ființe din față și să-i aducă de la prima hibridare ADN-ul, da? Abia acum a venit o mantidă. Că ea era departe, da? Da. Considera că n-are treabă. Și făcuse treaba de mult. Da. A adus un fel de pachet, Da. ca și cum pachetul conține un fel de, știi cum erau înainte filmele la cinema, un set de role, cum ar veni, da? Da, da, da. Ca și cum, na, montează-ți-l, fă tu singur dacă te declari așa deșteaptă, știi, cam așa ceva. Și spunem, mantidei spune că este o soldată mantidă, un soldat mantid, are o platoșă destul de bine pusă și un cap așa lunguiește cum îl au ele. Și spune că a călătorit cum ar veni de acolo, din trecut, de la prima hibridare, spune că am supus-o unui efort E treacă. obosit deja. Da. Să Asta știi. este, e face parte din sarcinile de muncă, da? E munca ei. Eu îi spun așa, să nu se mai plângă, da? Se Da. transmită partea subliminală, să nu se mai plângă și, cum să spun, că toate salturile astea pe linii temporale și așa și de la Arcturie le-au furat, da? De modificarea liniilor spațio-temporale și de intrare pe scurtături. Pentru că ei sunt maestri a luminii și a sunetului, da? Cu asta se ocupau ei, da? Și vezi tu că oriunde ar fi încarnați așa întotdeauna, deci ei provoacă o mișcare în jurul lor. Că e un grup de 2-3 prieteni, că este mai mare, da? O mișcare în legătură cu ceva spiritual. Arturienii din generațiile următoare, care au devenit din ce în ce mai scunzi, cu ochii din ce în ce mai oblici, au alte trăsături, vezi, sunt vicleni, sunt oameni calculați de afaceri, bine că sunt călăriți mult de entități, da? De Ăștia erau mantide, da? prietenii mantis, da? Da, Deci. deci astea erau, cum să spun, prima hibridare Da. și sunt estompate reacțiile ADN-ului otrăvitor mantid, contaminator. De ce vin generațiile? De ce arturienii devin din ce în ce mai ascunzi, din ce în ce mai interesanți, își blochează capacitățile artistice, să spunem, își dezvoltă simțul afacerilor. Deci, ei puteau călători prin figuri, desenând și proiectând energetic figuri din geometria sacra a Universului. Arturieni, așa îmi spune partea subliminală, da? Da. Deci poate să-și asculte calitățile și, cum să spun, să se conecteze în sensul ăsta în viața asta. Bun. Așa. Deci s-a Acum prezentat mantida să cu a adus decontamineze ADN. ADN-ul, da? Bine că vin șuvițe, șuvițe, se deschid tot felul de foi, portaluri pe unde a mai fost ADN, știi? Deci, cumva este o conștientizare în masă și a entităților, o sesiune de genul ăsta. Adică unele țin morții, își vezi că nu trimit, dar
marea majoritate trimit, ce spunea este, iar o ființă ca de cortina a căzut, deci măștile s-au dat jos, actorii se văd la față, da? Atunci ce rost are să insistăm, da? Bun. Deci și-a decontaminat ADN-ul și lipsește o jumătate de secvență pe care Coana Mantida a găsit de cuvință să o țină acolo în lumea ei ca să refacă o matriță, da? Dacă e vorba de așa, se spune partea subliminală să meargă și să aducă în față toate matrițele de pe toate linia temporală. Spune că nu, că nu ia ei, nu s-a ei toate. Să aducă ce are de adus odată. Deci, practic, ea pleacă pe scurtătură, cum ar veni, deschide portal cu tehnica învățată de la ei furată, așa, dar coada, deci cordonul o ține aici, de partea subliminală. Da, da. O cheamă Vicle. Oare de la Vicleană? Cine știe? Eu aș vrea să poate o canalizăm. W. Hai, gata, când se întoarce ea, a adus? S-a curățat, da? Acum să-și reclamești toate esențele sufletești, din toate timpurile, spațiile, locurile, de pe orice linie temporală, din trecut, prezent și viitor, adevărată sau falsă, și să șteargă toate amprentele energetice de unde le-a lăsat. Pentru că pe baza unei amprente energetice, dacă o entitate vrea, deci vine și te caută după amprenta energetică. Da. Așa după cum și noi recunoaștem entitățile după amprentele lor energetice, da? Este ca și cum te afla într-un punct, loc, timp, spațiu și imprim cu mâna un anume model care este caracteristic numai matricii tale și nimănui altcineva. Da, da. A făcut-o. Okay. Așa, să decontamineze și ce a adus. Și să-și recompună ADN-ul. A ieșit un fel de șnur negru din mijlocul lui, deci ceea ce avem noi ca, cum să spun, spirala aceea de liniuța de aur, da. Știi, care se formează în moment ce tu avansezi în cunoaștere, da, și ești mai conștient, știi, și spui spiralele la loc, deci ai o conexiune continuă, cum ar veni, cu conștiința de nezdruncinat și cu sursa mamă și cu sinele tău divin, știi, prin acea, nu mai este întreruptă și voalată de medic, este sudată, este bună, știi? Da. Și în loc de asta îi înlocuiseră cu ceva de gen artificial, negru, negru la culoare, da. Ca și cum ceea ce dezvolta practic ea ca esență, ca și suflet, știi, trebuia să se formeze pe această bază, pe chestia asta neagră. Da, da, da. Da, gata. Cristina Mantida, ce faci? Vicle. Se pregătește să plece, spune. Ah, da? Deci auzi că vreau să o canalizăm? Momentul când s-a auzit pe cordonul care îl avea așa, deci i s-a spus clar că să nu dea informații, da? Ei, atunci dacă nu dă informații, îți dea contractul inițial de hibridare. Deci prima dată când au intervenit în experiența acestui suflet, da? Să se ducă să aducă contractul. Stai că o mai trimitem. Păi că asta vreau eu să o întreb în canalizare. A dus și contractul foarte rapid a fost. Zic, te-ai învățat să deschizi portaluri directe, mai să fie. Îi trag un picior de la un cod P ca să nu mai știe unde să se ducă înapoi. Da. Spune că n-am niciun drept. Zic, ei, atunci, uite, îl așez la loc și să-l tragă partea subliminală. Da. Deci, practic, cum să spun, a desamorsat una din informații, da? Da, da. Ele sunt, practic,
chiar dacă au, știi, conștiință și ceva spirit, dar ele sunt niște ființe care, vezi, de aia se dezvoltă înspre domeniul științific. Pentru că creierul lor, cum ar veni, nu este ocupat de informații spirituale ca la noi, da? Da. Ei, la noi e un amalgam, știi? Deci, mințile lor, informațiile, da, programele da, da. lor, sunt ceea ce percepem noi, ceea ce creem noi, ce știm noi să facem, ce știm noi să fim. Așa și mai este și chestia asta științifică la unii, știi? Deci este, are mult mai multe compartimente, pe când la ei, deci, membrana, da, sunt foarte mari creierele, încăpătoare, da. Dar sunt pentru că trăiesc mai mulți ani, cum ar veni, da? Și este Au nevoie nevoie. de un stoc de celule vii mai mari, să Da, spunem, da. decât a corpului uman care trăiește mai puțin. Gata. Ok. Cristina, atunci asta a dat contractul, ce face partea subliminală? L-a verificat, îl arde? Da. E contractul de la prima hibridare, da? Da, da. De când a fost contaminată prima dată. Eu vreau să întreb partea subliminală dacă își aduce aminte momentul. Și spune că da. Și zic, vreau să știu dacă a fost cu voia ta. Spune, a fost un fel de ocupație, da? Da. Deci a fost ceva impus, da? Deci lumea aceea armonioasă, visătoare, cum era acolo. Deci maestri practic în geometrie sacră, în sunete și culori, Lumină, așa, da. în lumină, ceea ce deschidea, cum să spun, în căi de comunicare cu tot universul, da? Deci s-au transformat în ceea ce am spus Da, ulterior, da. hibridare după hibridare. Da. Se pare că au fost 11 valuri de hibridare Puh. acolo, până s-a liniștit acea lume. Din lumea acum, Cristina, ce mai... Ce s-a întâmplat? S-a refăcut sau... Ce sunt urmările? Urmările... Este tot așa, deci, ca și cum ar fi un glob mare, craniul, da? Iar partea din spate, de la cerebel în jos și în, de jos împrejur, este contaminată. Ah, deci sunt contaminați, da? Da, Sunt... da. Ceea cu care se Hibrizii lor. conectează. Deci n-au nicio treabă, cum s-ar Ce a spune. fost Arcturus? Ba, arcturienii originare, bine mersi, dar n-au nicio treabă cu comunicările în zona noastră, da? Deci Da, toate da. comunicările vin din zona interferată. Da, da. Toate cordoanele care Da, duc da, spre da. terra, canalele, cu ceea ce comunică, deci cum ar veni, încearcă să fure informații din trecutul glorios al lui Arctur. Și să Deci, transmită, da. acum, Arcturus are, deci sunt o parte din arcturienii adevărați care nu au fost hibridați atunci. Da, este un Și sunt, non-amestec, da. da, și sunt acolo, și au în lumea lor, da? Da. Și apoi mai sunt și ăștia alții, hibridați, Da. pe Arcturus. Ca și densități, se află în densități diferite, da? Ah, mă Când te gândesc. uiți, când te uiți per total, deci zona 3-4D, cum ar veni, este contaminată, da? Da. Dar practic este un tot, așa, Da, na. Zona necontaminată se începe de la 5 și merge în multe dimensiuni, știi? Care este Deci, tot un tot, cu cei da. care sunt în Este, dimensiuni da. vibraționale înalte, acturienii curați. Deci, da, este cei care și-au rezolvat problemele, cum ar interveni, cum ar veni și nu mai intervin în experiențele altora. Și mai este o zonă între 4 și 5, cam pe la 4,5, un fel de zonă informațională separativă, da? Deci de acolo se începe, este o zonă tampon, de unde informațiile nu pot pătrunde, nu le dau voie cei dintr-un nivel mai înalt și este un nivel de, sunt câteva densități de vindecare acolo. Deci de primirea De sufletelor, decontaminare. de contaminare totală a sufletelor care, când se va încheia procesul ăsta de strângere a tuturor esențelor și se vor decontamina. Deci este spitalul lor astral Da, propriu, da, ar da, veni, da.
Deci lumile de jos se vor închide și va rămâne numai de la 5 în sus. Deci de asta îl țin deschis. Nu că acceptă contaminarea sau non-amestecul, asta înseamnă pentru ei. Și pentru o civilizație, cum să spun, de grad mai înalt. Ok, Cristina. Deci asta a dat contractul la ars, partea subliminală, să o trimită pe un portal de vibrație a ei și să închidă. Da. Acum avem, mai avem Mari Bronzi, ăia doi. Deci a înțeles conexiunea și tipul de conexiune. A înțeles că, practic, o frânau ca și partea subliminală să simtă pe deplin complexitatea emoțiilor într-un corp uman, așa și modul lor de prelucrare și blocajele care îi le dădea această conexiune, furtul de energie masiv din momentul celei de-a doua hibridări până în prezent și deci contractul cu ei nu mai există, așa, și îi trimite pe un portal. E anulat contractul, nu s-a făcut. Da, nu s-a făcut cu Dar ăștia trebuia și... să înțeleagă. Da. Trebuia să înțeleagă. Și acum mai avem reptilian. Masca. Masca. Masca și o parte din codiță, pentru că codița s-a subțiat mult și este ca și cum s-a dat cu acid pe ceva și s-au topit bucăți, știi? Deși și-au retras conexiunile celelalte rase, cum ar veni, Da, da? da. Păi să dea masca, masca a dat-o jos? Da, masca a dat-o, dar nu stătea Nu stătea, lipită, era... deci o punea la distanță, așa, știi? Nu și-o lipea pe față, da? Da. Spune că au fost dăți când era și lipită această mască, dar acum nu mai primește, da? Și zic, la ce folosești tu masca asta? Spune că folosești masca asta în momentul când se mai joacă la calculator, da? Și zic, de ce este reptiliană? Spune că ca să te miști printre ei trebuie să arăți ca Ca ei, ei. da? Și zic, nimic mai eronat, da? Nimic mai eronat. Zic, ca să te miști printre ei, trebuie să arăți ca tine, să gândești ca tine și să emani energia, da, ca tine, cum știi Da. tu să o prelucrezi. Și zic, te asigur că dacă tu faci aceste trei chestii, nici nu mai ai intrare în lumea lor, pentru că este o lume slab energetică, joasă, joasă frecvență. Da. Și spun, masca asta cine ți-a împrumutat-o? Este un reptilian roșcat, așa, maroniu, adică maroniu pătat cu verde și se numește Zorgo. Zorgo? Da. Este el puternic, așa, are coadă de aia de reptilă, că de aia a pus la partea subliminală. Cum ar fi începutul, înțelegi, contaminarea, adică fața, capul, chakra corona și sfârșitul. Deci coloana vertebrală cu extensiile acolo jos, știi? Deci asta era coada și cu asta Da. făcea parte practic din, tot dintr-o hibridare, ca urmare a unei hibridări Nu, reptilien. nu, 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 Nu? nu, sunt implanturi. A, implanturi. Da, Ok. da. Păi, dar înțeleg că partea subliminală a știut? S-a lăsat implantată sau Este a ca și luat-o? cum ai, deci asta se întâmplă în momentul când copilul joacă și ia un avatar. Deci se îmbracă cu masca și cu Coada. parte din coadă ce a mai rămas, știi că Deci asta e costumul care îi trebuie să ca să avatarul. Asta înseamnă. Deci energetic vorbind, asta înseamnă un avatar, da? Da. Că tu bați acolo, scrii numele, dai ok, nu știu ce, ia arme sau ce-o fi făcând, dar de fapt asta faci. E ceva, nu știu, deci văd un joc cu cavaleri clasici, parcă, deci care fac diferite acte para psihopupu, știi? În para energetice, da. Au tot felul de puteri. E și în urma acestor acțiuni, Cristina, când intram în joc, reptilianul păpa, da? Lua energie. Da, bineînțeles că păpa. Emoții, se hrănea cu emoțiile părții fizice, Da, da? Care sigur le că producea în timpul jocului. da, deci enervarea aceea, știi, faptul pentru că jocul este făcut în Și astfel ce încât să spun, nu câștigi.
ușor să te și dacă, enervezi, și da? dacă câștigi să pierzi data viitoare, mai mult și Da. așa departe. Deci concentrarea asta toată ducea la hrănirea reptilianului și a sistemului lui cu energie și duce încă. Atâta timp va deschide monitorul și va intra în orice avatar, se va crea același lucru. Deci, Norocul, uite, noroc pe, în primul rând, câți copii câștigă, Cristina, așa, dar reptilienici. până la urmă, așa, deci uite, are specializare în geometria sacră. Ia să pună mâna, să-i facă părinții rost de cărți, să se reconecteze cu esența ceea ce este. Sau să caute, poftim chiar pe internet, despre geometria sacră, da? Sunt Da. anii de început, se poate dezvolta extraordinar de frumos. Nu este nevoie de un joc ca să-ți umpli timpul. Sunt atâtea lucruri de aflat pe lume și pentru noi și pentru copiii noștri. Dar noi, ca părinți, câteodată, cum să spun, din cauza scâielii, stresului Da. social, pentru că și eu am fost în situația asta. Deci vorbesc în cunoștință de cauză, da? Deci, ca să scăpăm, să știm liniștiți acolo, să nu umple, mai ales în situația asta, când n-au voie, practic, să se plime sau să meargă undeva, preferăm să vedem țintuiți la un telefon sau o tabletă sau un laptop, da? Deci Ne realizăm și nici noi, noi sau ca părinți, dăm da, ce se exemplu, da? întâmplă acolo. Eu de ce nu vreau să mai deschid device-urile, da? Dacă răspund, dacă îmi scrie cineva, așa, dar în rest, deci laptopul stă închis toată ziua, da? Da. Ok, se ceară contractul lui reptilianul Zorgo. Spune ca... Fii atent ce spune, uite. El spune părții subliminale, dar asta e culmea, deci de față cu noi, da? Spune ca să ieși din avatar, pentru că practic, adică un aspect la e în avatar, asta insinuează, spune tu trebuie să câștigi, da? Aha. Da? Și zice, îi spun părții subliminale, să-l blocheze în față, să-i lese numai gura când se mișcă și vorbește, da? Deci să-l scoată, adică practic ne uitam la el într-un monitor, sau într-un fel de monitor, să spunem, da? Da. Și să spună că de fapt și de drept are două vești, da? Jocul s-a încheiat, așa, asta e vestea bună pentru partea subliminală, da? Iar câștigătorul, nu, cel care pierde este reptilianul, da? Pentru că a pierdut o conexiune cu o parte subliminală, da? Și aici este în sfera de influența Energetică. a părții subliminale, da? Da. Ca urmare, se va duce frumos în joc cu un lanț legat de mijloc, așa, eventual să-i pună și niște belciuge de călcâie, de umeri, așa, de coadă, na? Că doare coada, nu? Ei, doare. Ei, nu prea-i doare, Da, în da. fine. Așa? Și să-l trimită să aducă tot ce a lăsat pe acolo, că e energie, că esențe, că tot, nu mai sunt esențe, că le-am strâns deja, dar am vrut să verific, știi? Așa, și toate avatarele care le-a păstrat, pentru că am văzut lucrul ăsta, da? Toate avatarele rezervă, cum ar veni, care au fost citite, da? Ca și o clonă virtuală, Da, da? da, da. Au fost citite și sunt în legătură energetică, da? Cu partea Partea noastră subliminală, să le aducă încoace pe toate. Ce faci? Așa. Și încă ceva vreau. Deci sunt stânga noastră, cum suntem față în față cu reptilianul, a adus toate aceste avatare, niște ciudățenii sunt care mai de care mai monstruos, din meu de vedere. Personajele de pe acolo. Da, așa. Iar în partea dreaptă să aducă toți non-umanii care sunt implicați în acest joc, așa, și creează o rețea de interferare cu creierile care sunt într-un corp cu suflet, cu care a venit în contact. Da. Persoane cu Intervine care jocului. vorbești și spui, voi, așa, te Da. învață, te ajută, îți trimite puncte, îți trimite nu știu ce. Deci Da. sunt o grămadă de jucători non-umani, Am așa, înțeles. așa cum se află și printre noi. Noi clone. Și putem, deci Și fără suflet. putem să-i numim și noi jucători non-umani, pentru că se spune că noi desfășurăm un joc aici, da? Da. Așa. E, află că sunt 328
de jucători non-umani cu care s-a confruntat, a dus o bătălie, așa, sau a făcut ceva, da? Da. Să le spun acestor conștiințe că sunt bucăți de conștiință, de minte, Da. practic, nu conștiință. Scuze, Da, anulez. minte, da. Să le spun acestor minți, să le dea un fel de comandă interdigitală prin intermediul ăsta, să nu încerce să se mai conecteze niciodată, să nu mai atragă ființa asta, înțelegi, către acel Da. joc. Să o păcălească, să-i spună că da, uite, e bine, te ajut, te învăț și așa mai departe, da? Și deci să le lipească la fiecare cât un avertisment cu portocaliu din acelea, ca la substanțele toxice. Da. Și să-i expedieze, bun. Deci este foarte supărat reptilianul de manevra Da. cu non-umanii, da? Spune că da, este de acord, tot așa, dar să scoată partea subliminală etichetele. Și zic, dar de ce să le scoată? Pentru că sunt etichete de avertisment spre sufletele care sunt conectate în jocul unde trăiești tu. Te vezi? Deci ei au găsit o metodă de a intra în lumea noastră, da? Da. Vezi, bat la ușă pe, cum să spun, pe toate căile, da? Uite ce treabă bună, că l-a ajutat tata Arhonul Anules, Taxu, adică nu tata meu, Da. așa, i-au ajutat, uite, au creat aceste jocuri, da, Da, unde, da. de unde ei vin în lumea noastră, da? Îi invităm, mă, deschizi monitorul, Pax, deschide portalul, el stă acolo, strălucește și împărățește. Și papa. Sătul cu burtica plină, da, burtoiul. Câte părți subliminale are în joc, de exemplu, în jocul ăsta care îl juca? Deci, strict în ceea ce joacă băiețelul, Tori. da, sunt 5624 de conștiințe. Da. Deci, mai mult sau mai puțin active, da? Dintre care 1023 sunt obsesii, obsedați, cum a fost Da. și el. De asta a avut clone eterice în joc. Înțelegi? La toate aceste conștiințe se transmită informația, ce am vorbit până acum noi, da? Partea subliminală. Practic, vezi, aceste jocuri, cum să spun, sunt proiecte care au subproiecte, da? Deci, un joc anume se lansează, da? Așa, se lansează și are niște variante, niște subjocuri, da? Practic, Nivele, publicul... nu știu, se numesc. Nu, nivele, nu? Nu, sunt jocuri care sunt asemănătoare, dar Da. sunt mai simpluțe și mai Aha. puțin celebre. Înțelegi? Dar legătura în program este aceeași, da? Da. Deci, pentru că uneori unii nu mai joacă un joc consacrat, cum sunt câteva și nu vreau să le Da. repet, înțelegi? Atunci joacă o variantă mai light, spun Da, 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 copiii, da, da? da, da. Și varianta mai light, practic conexiunea cu ceea ce există în varianta light, te conduce tot la Da, jocul. da, Dar, da. da, și uite, ei se Principal. lasă, spune, nu mai joc cu jocul ăla obsedant, știi? Da, da, Nu da. mai joc cu joc pe asta, că așa e mai simplu și așa nici nu celebră un joc mai obscur acolo. Și până la urmă, conexiunea tot înapoi la joc te aduce. Da. Și dacă ți-ai șters și ai reușit, energetic vorbind, să se rezolvi problema cu jocul ăla, te reconectezi, da? Și ei te vor încălța și mai rău. Da. Și într-un mod mai suav, fără să simți, ca Da, și da. partea subliminală. Da, pentru că dacă ar fi rigizi și așa, partea subliminală oricum poate refuza, da? Dacă o Da, deranjează. pot întotdeauna, uite, vezi, deci băiatul s-a apucat de acest joc pentru că practic este o refulare pentru ei și în Da. general pentru acești copii, da? Deci o societate, cum să spun, nedreaptă, oarbă, care nu oferă prea multe direcții, să Da, spunem, da, de da. dezvoltare a unei ființe umane, adică numărul de indivizi din specia noastră care ajung la o anumită realizare în zilele de azi este limitat și este dependent de mulți factori, da? Dacă tu nu ai unul din acești factori, nu te înscrii în lista celor care urcă pe scară, da? Da, da. Deci ai o existență ternă, obscură, acolo în banca ta. Așa. Deci, deja programul per total pe care copiii îl înțeleg de la vârste fragede,
de la grădiniță, de la școală, când sunt favorizările cu doamna educatoare, doamna învățătoare, că e copilul locutare și ăla trebuie sprijinit, trebuie pompat cu energie, eventual ia și de la ăilalți care sunt Da. nevinovați. Și, pentru că astea sunt câteodată niște translatori de energie. Preiau de la alți copii și dau la altul care Da. trebuie să strălucească, trebuie să fie starul și așa mai departe. Deci partea asta subliminală a înțeles chestiile astea, da? Deci a avut o traumă. O a doua Da. traumă este faptul că ea, așa cum a zis și mama, nu vrea să rănească pe nimeni. Pentru că nu știa să calculeze ceea ce Am văzut produce în emisia ei către celelalte, da? Așa. Și atunci a găsit o refulare, da? Cum alții se înconjură, știu eu, de orice, da? Practic, deci și asta este, din punctul de vedere de aici, de unde cercetăm, este un viciu. Da. Cum este jocul de cărți, cum este alcoolul, cum sunt multe. Da. Ok. Deci, vezi, ei înlocuiesc întotdeauna, în momentul când un viciu dintre cele 8 primordiale, așa mi-apare, este Da. înlocuit, înțelegi? Deci ei găsesc o altă formula unui viciu. Ca și chestia cu altă formula aceluiași program în joc, m-ar veni. Da. Deci inventează tot timpul noi. Nu mai eu la inventăm ceva, nu mai răspund la vechea, nu știu ce, inventăm ceva nou. Ok, Cristina, a dat contractul, a adus toate cele? Da. Avatare și tot, partea subliminală vrea să le ardă? Da, le-a ars deja și se uită la el și acum este aproape să subțiat, înțelege, aproape ca o hologramă. Deci este din ce în ce mai slab, se va la ea, să zic, păi, dacă ai luat toate rezervele energetice și zic, mai să fie, zic, dar numai el singur, zic, suge atâta de la atâtea creiere și spune că sunt un fel de scheme în scheme, știi? Adică în momentul când, nu știu, anumite porțiuni din joc se desfășoară și sunt nu știu câți membri activi, știi? Deci atunci se creează o pro-schemă, da? Și sunt numărul ăsta de suflete conectate, cum ar veni. Da, da. Se poate extinde și să faci, să fie câmpuri deschise pe Da. total și atunci se conectează și mai mulți, da? Aha. Bineînțeles că sunt puncte și chei Da. energetice, de Da, așa da, de unde se culege. Dar el, ca reptilian, deci este în legătură cu astea. Asta nu înseamnă că el domină și controlează toate aceste părți subliminale, ci că vine în contact cu ele și le ia energie, da? Sunt alții care fac asta. Da. Ok, Cristina. Să-i deschidă un portal și să-l trimitem și pe ăsta. Ori nu vrea să ducă în lumină? Ia să-l întreb. Ia întreb. Spune în lumină vrea să se ducă, dar în lumina pură vrei? Să-l întreb. Spune că el nu cere părților nouă, părților subliminale, să ne ducem în iadurile lor și ne-a arătat un fel de iazuri roșii, știi? Că nu mai sunt de vorbă cu el. Să-l trimit. A plecat. Ok. Mătura cu coada până la portal. Cristina, acum trebuie să mergem să... Adică trebuie să mergem de aici, dacă e să-și declare suveranitatea, partea subliminală, să vadă ce vrea să fac cu linia temporală. Să vezi ce a scos din buzunarul stâng, are un fel de veșmânt gentunică cu gule rubașcă, așa ca Da. rupși la gât, știi, un fel de mante așa lungă cu creți până jos și are un fel de buzunare în formă de jumate de inimă, ascuțite așa în jos și a scos o chestie, deci este ca și cum ți-ai lăsa amprenta pe o substanță lucioasă, luminoasă, știi? Da. Și a întins-o și matricea originală, deci și a luat-o, da, eu am văzut că și-o luat-o, știi? Zice că ne face o surpriză. Da, da, da. Așa și deci își aplică ca o piele, practic, Da. da? Când și-a aplicat-o ca o piele, se formează o bulă energetică 3D în care ies virgule, formule, coduri, înțelegi, se elimină codurile de întuneric.
Da. S-a dat de trei ori peste cap ca voinicii din poveste, în bulă, Da. ca și cum ar fi vrut să scuture toate rezidurile de peste tot, de câte ori atingea, să spunem, bula solul, se eliminau. Acum, cu o mișcare a mâinii a ars, ca și cum este un râu, a trecut un râu de energie mare de foc în spate, acolo unde se tocau rezidurile. Așa se scutură, este în forma lui originară, mi se mai arată odată. Arturian. Da, longilin, frumos. Niște Și hai să și... mâini frumoase, longiline, așa, fines, foarte... Cum îl cheamă, Cristin? Vreau un nume? Spune că este cam greu de reprodus. Stai să încerce să găsească un... Traducător. Da. Spune că să-și spună Niegel. Niegel. Da, Niegel. Și hai să facă declarațiile, ca și Arturian. Da. Spune că anulează toate contractele din orice timp și spațiu și loc și de pe orice linie temporală. Varianta e, spune, întorsătură, curbă sau gaură. Fii atent ce spune. Așa de, păi știi pe unde l-au dus. Da. Și ea să răcută. A ființelor de joasă vibrație, spune că nu vrea să mai colaboreze niciodată cu ei. Niciodată, niciun timp sau spațiu. Să nu mai încerce să mă deranjeze, spune. Vreodată, pentru că tai toate legăturile și spar toate matrițele. Și dispune orice contract, precontract, promisiune sau acord făcut între mine și ele se dizolvă acum și definitiv. Ok. Spune că alocă toată cantitatea de energie pe care au furat-o și depozitat-o undeva, alocă ajutării în acel spital, înțelege, a ființelor care s-au eliberat deja și se întorc ca esență acolo. De recuperare, da? Dintre dimensiunile Arcturus. Da, ca și cum ai trimite ajutoare, da, și medicamente. Da, da. Ok. Acum să taie încă o dată legăturile pe viața asta, cu mamă, cu familie, cu tot ce a cunoscut. Da. Deci să taie legăturile în sensul, deci facem o tăiere a corzilor și o reconectare pe bază de lumină pură. Da. Asta nu înseamnă că noi izolăm un suflet de familia lui în care a venit practic cu sau fără dorința lui, da? La întrupare, da? Deci cele de vibrație înaltă, de iubire, se refac, da? N-am spus. Da. A avut 2800 de experiențe. Da. Da. Din 2800 de corpuri, da? Deci începând de acolo, de unde a fost captat, până aici, în viața asta, 2800 de corpuri a... Ok. Dacă a avut legături karmatice cu membrii familiei, mamă, tată, da, soră. A avut, sigur, cu sora s-a cunoscut, spune, într-un context, într-un fel de pușcărie galactică. Și au schimbat niște coduri de chemare, cum ar veni, da? Deci s-au întâlnit de mai multe ori. Da. Este ca și cum s-ar fi împins unul pe altul să iasă din negru. Așa îi văd. Da. Și cu mama. Spune că a văzut potențial. La mama, da? De eliberare și de... Da. A fost cu mama pe o dată pe o planetă care se numea Silvea. Da. Silvea. Da. Și pe mama o chema Shabadan acolo. Și el se chema Lotki. Da. Ce făceau acolo? În ce relații erau de... În ce roluri? Deci, cum ar veni, s-au cunoscut tovarăși, da? Aha, Lucrau la celălalt proiect, dar erau interferați la maxim amândoi. Da. Ok, cu tata? Vezi ceva? Da.
Deci, văd o experiență în cavalerii de la Malta. A, da, ancestrală, la începuturile lor, da? Și vreau să extragă această... Deci și cu bunicul, înțelegi, ceva pe linie masculină. Da. Să-i extragă rădăcina aia. Da, să taie, să desfacă nodul karmic, da? Cristina, dar linia temporală a păstrat ceva din ea? A desfințat-o acum. A desfințat. Da, în momentul când tot striga la entități în toate felurile, a dezolvat-o. Dar Da? n-am mai avut timp să spun, da. Am înțeles, ok. Bine. Hai să vedem să-și implementeze programul de ieșire din Matrix. Da, așa că îl văd într-o ceva Ah, foarte, bine. e foarte frumos, deci este un bărbat blond, din acei voinici, știi, din vremuri, așa, cu barbă blondă, cu mustață înalt și au un fel de cordeluț așa care o colește sprâncenele și aici are o piatră verde, spune. Deci o organizație de acolo, din țările nordice. Da, dar era conectată cu... Păi da, mari Da. blonzi. Da. Așa. Devii aici? Da, suntem aici. Ești M-am aici. uitat numai, da. Ah, te uitai. Ok. Hai să-și implementeze programul de ieșire din Matrix. Da. Și să anuleze toată conotația negativă a karmei fără să influențeze pe cei de pe viața asta. Da. Să transmită informația tuturor, Da. celor care i-a cunoscut, îi cunoaște. Da. Și să-și curețe casa, Cristina. Trebuia în viața asta să se găsească cu Elinde. O copilă blondă, dar cu un păr lung foarte drept. Și cu un breton tuns așa, știi? Deci era, cum să spun, programul implica să se căsătorească cu tânăra asta, da? Făcea parte din Da, programul da, karmatic, da? karmatic, da. Acum nu se știe. Poate o găsește, dar sub o formă liberă. Da. Ok. Curăță casa. Curățe că sunt mai săbii pe camera lui. Parcă sunt băgate sub pat tot felul de arme, aruncate pe Da? pereți. Da. Un fel de mașină de cusut. Are eterică, da, la care venea reptilianul și țesea costume, avatarul. Mă Lucra scârba. cu el, da, lucra cu N-avea el. unde să... N-avea atelier? Da, da. Unde să-și coasă? Venea în cameră la băiat? Da, da, dacă băiatul depistat, deci el avea motiv că A, îi care lucrează, îi treabă țese, îl acolo. ajută, îi țese avatarul, înțelegi? Gata. Ok. Acum Cristina să meargă în canalul Abundenței Benefice și să-și aducă ce îi trebuie. S-a dus și vine cu un fel de perne. Mm. Ca și cum ai în brațe perne multe, una peste alta și le aruncă. Iar ea, iar le aruncă în casă. Ok. Și face, să-și facă patul de perne din abundența benefică, din energia. Le așează pe jos ca și cum ar pava toată camera și se ridică o energie tremurătoare, așa albă, aurie, frumoasă, știi? Ca și cum și-ar capitona, știi, cu Camera. asta toată camera, da, și... Acum a deschis ușa, scurgă restul în casă. Ce-a Avem rămas? voi. Ce de pe, de, pe de lături? Mai să... Da? Bravo. Ok. Acum, Cristina, dacă partea subliminală vrea să spună ceva, părții fizice, băiatului, Tori, spune să fie atent, să nu se mai lese parazita degeaba, spune că câteva clipe de stat, știi, la adrenalină maximă pe un joc nu justifică, spune, o interferare de o viață întreagă,
în și care mai poate departe, cine știe. vor merge așa cum nu trebuie și poate chiar și corpul se îmbolnăvește, anulăm din cauza lipsei de energie și continuat nu se știe câte vieți, că ai văzut, spune partea subliminală, de când ține interferarea și contaminarea și hibridarea. Și spune că îi place pepenele roșu. Da. Da. Na. Na. Ok. Cristina, noi mulțumim părții subliminale. Ne despărțim părțile eterice, a mea, de-a ta, de-a părții subliminale. Și o lăsăm să alunece ușor în corpul fizic. Închid înregistrarea aici.